acolo urmărește. Colegi aici, domnul Tănase, doamna Adriana, nu știu dacă mai văd ceva din Măinești care participă la tabă, de lângă mine, domnul viceprimar. Ne întâlnim într-un moment, așa să spun, de sărbătoare, pentru că orice eveniment dă conotația unei sărbători. Și vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Atunci când domnul Tănase mi-a spus că există o tabără cu un număr destul de impresionant de pictori afiși, am pliat și noi, am și venit cu ceva contribuție acolo, la rândul nostru vom primi ceva înapoi, dar mai mult decât atât, primim prietenia unor oameni care au mai fost sau nu au mai fost pe la Băinești și le mulțumesc că au venit acum și sunt sigur că vor reveni cu drag într-un oraș care e viu, într-o permanentă schimbare, cel puțin în ultimii ani. Avem un centru cultural aici, la Bobiere, vreau să-l vizitați, are și acolo o expoziție, dar zilele astea am impresia că va fi decorat altfel, că sunt zilele ridicare de Spitalul Municipal la 12 ediție, din câteva sute de oameni. Sâmbătă este vizit de stea, pe parcul 2, nu știu dacă ați ajuns acolo, avem o scenă cu 500 de scaune de locuri și vor veni 224 de copii din toată țara. Din jur fac parte Dumința, Angel, Nico și Woody, nume care se cunosc de la nivel național. Vă ziceam de un oraș viu și eu pot să garantez și vreau să promovez lucrul ăsta că este un oraș viu și chiar are activități atât culturale, sportive, avem reprezentanțe la nivel național în loturile naționale de tenis, de câmp, de masă, de handbal. Investim în copii, să știți, și rezultatele sunt aici, pe lângă mine. E și el la echipa de foto la clubului sportiv de la Consiliul Local. Așadar, despre arta de pe pereți, las pe specialiști să vorbească. Eu doar să vă salut, să vă mulțumesc, să vă urez succes în vântul. Da. Avem aici, pe cel care a inițiat și după aia și pe ceilalți care sunt pe participanți. Da, vreau să vă mulțumesc domnului Dumnezeu pentru și tuturor celor care au sprijinit acest eveniment. Sponsori care mi-au ajutat așa cum au putut, prietenii mei, așa mai departe. În al doilea vreau să vă mulțumesc de la primul și ultimul artist care face parte din acest grup, pentru că au făcut atâția kilometri, de la o doamnă chiar de din Belgia pentru acest eveniment în Lumești. Emoțiile sunt, aș vrea să dă la timp, dar vreau să vă mulțumim pentru tot sprijin și vreau să vă spun că acest eveniment la noi va avea loc în Lumești. Referitor la tabloul la Lucian, sunt un împătinit al artei din Lucian, dar avem aici un specialist care chiar trebuie să-i dau cuvântul să vorbească câteva. Domnul Armand Sterian, e un critic de artă minunat, care vrea să-i spună câteva cuvinte legate de maestru Lucian. Și despre moștenire? Despre moștenire. Justiție, domnule primar, iubite creatoare și creatori, dați mi voi, în primul rând, să vă mulțumesc pentru acest fericit și privilegiu, această șansă de a evoca, în primul rând, cu ocazia numirea 106 ani de la nașterea, practic, nu de la moartea lui Lucian, adică nu facem acum decât să folosim acest frumos proiect la fondul, ca să legăm o punte variante trecutul și viitorul clasicii române. Este evident că pentru arta noastră contemporană, Lucian este mai mult decât un simbol, este o trăire permanentă. Atunci când Lucian se rășea, se rășea pe urmă, spunea, sigur, cu inspirația sa poetică deosebită, avem trei sfinți în pictura românească, Andreescu, Grigorescu și Lucian. Acești trei păstrători ai credinței și ai luminii prin internetul culori au fost prevalori și au fost sigilatori pentru destinele artei românești. Moinești pentru cariera și destinul Lucian este fundamental. Acea vară celebră, Baia Magică, în 1909, perioada aceea de viață a pictului sale, ea a determinat ceea care a urmărit pe mai departe destinul cultural și pictural în primul rând. Dacă vă amintiți, stimul distinse, doamne, îmi permite să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră această simfonie florală pe care fiecare ați compus-o în diferite gradații și în diferite dușe, începând cu doamna distinse de Amfil, o mai bine cu doamna Lidia Buian, care este față, cu distinsa doamnei Caterina Staicu și cu toate celelalte păstătoare de sigilii din plural, vreau să vă spun următorul lucru. Ceea ce face dumneavoastră crește nu atât amplasamentul, sau mai bine zis, determinismul dumneavoastră spiritual și diplomatic, cât va crește cu precădere influența asupra esteticii. Lucian, să nu uităm că este unul dintre înaintea mergătorii în ceea ce privește impresionismul românesc și mai departe
deși Bolii, de toate zilele, a fost numai puțin Tonița. Tonița s-a dat fascinat. La moartea lui era un pedal, avea un tine întors de la studie, de la Mirca. Și spunea confraților săi, dacă noi, artiștii plastici, încă de atunci, din 20 ani ai noului stat român, avem ființați, din 22-23, încercăm să facem drumul pe care au mers și ne-au căreuzit Vașa, Grigorescu și Lucian, atunci avea pictura românească dobândește sens și dobândește autenticitate. Florile dumneavoastră, regând această punte de trecut, spre prezent și spre viitor, florile dumneavoastră nu fac decât să fie rezalogul și moștenirea pe care o lăsați spiritualmente vorbind în memoria maestră. Lucian pentru artele românești este exact de repete destinul ineștian în planul muzicii. Pentru că nu întâmplător la căpătâiul muribundului Lucian s-a așezat tânăr, vioarea tânăr Lăinescu și a încercat să-i aline, cum a făcut suferință, tableta e așa cunoscută chiar din filmul de care Lucian, de mai este marginal, poate l-a văzut, în care regretatul meu prieten Pino, Emilul Ion Caramitru, făcea un rol extraordinar, încercând să dea, pe cât i-au stat actoricește puteri, să dea starea de zbatere și de zbuciul sufletesc. Cu ultimile priviri concentrate în ochii lui Michel, el urmărea graiul acela morbovenesc, ca ambii erau găsus de plajul Moldoave, graiul indicibil al sonatei lui Mantei, predat superb de universitate de artușurile de Michel. Deci, cu alte cuvinte, între muzică, pictură și literatură, există un fluid, un curent, un loc invizibil, pe care dumneavoastră, de distinsă, doamne, încercați să-l prevarați și să-l faceți viu în memoria publicului românesc. Vă felicit și vă admit pentru inconfundabilă amprentă lirică pe care o legat de fructurile noastre. Vă mulțumesc! Vom urmă pe care vă gândeți aici în panoramul orașului Mâinești, aici unde e aici nu voi plece. Super! Zic așa, aici mă găsesc, aici vreau să tot la acțiune de artă și să plec la vera scondificată să mă întorc, pentru că dacă fiecare ați venit la Mâinești, trebuie să vă amintiți mereu că ați venit la Mâinești, da? Și o să încep cu doamna Anca Hărescu. Mulțumesc frumos și mulțumesc și noi. Doamna Daniela Bocă. Mulțumesc frumos! Domnul Lucian Ionescu. Caterina Staicu, doamna Vinta de la Reita. Mulțumesc! Doamna Emilia Frâncu. Hai! De la Giurgiu. Da, din pot. Da. Georgiana Brânzei. De la Georgiana Brânzei. Doamna Lidia Puneanu, când sunt urmă de la Sirie Pumanației, sufletul petrecerea acolo în tablă. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Maria Călin, venită de la Ploiești. De la Mizil. De la Mizil, Ploiești. Doamna Elena Amache, venită de la București, pentru noi, vedeți, doamne? Da, mulțumesc! Loredana Crista, deci doamna Loredana Crista, aici avem o doamnă de la Vincea, Felicia Pană, doamna Felicia Pană, gărbentă de la București, doamna Maria Sara Floian, Sabina Florești, iar aici vine de la București, mai întâi, Selena Stoica, o doamnă mai aproape de la Bacău. Mulțumesc! 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 Doamna Irina Benicea, tot de la Bacău, cu Marilor. Doamna Georgeta Zanfir, venită de la Bruxelles. Și a tuturor, numai. Toți de la fel, că distanța un pic mai mare, e același lucru, cam același lucru. Numai de asta suferim mai mult. Știi că va fi la loc de cinstă. Știu. Doamna Mirea Otaru. Venită de la Maștrița. De la Maștrița, da? Bogdan Georgescu. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
siguranță. Posibil să fie grupul mai mare. Atunci. Și sala mai mare. Sala mai mare, o să schimbăm, da, o să schimbăm acolo. Mergem la centru cultural acolo, da. E o sală mai mare. Da. Da. Vă mulțumesc. Asta e de bine. Dacă doriți să trecem la următoarea, mulțumesc.